Duminică 16 august 2015 și mă aflu în localitatea Lereș din județul Argeș, la sediul Colombodromului Internațional Cascador, unde am participat la etapa derby finală de la Rezovo. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre participanți. Este vorba despre domnul Borțoi Codruț, dacă nu greșesc, da? Da. Vă salut, domnul Codruț, ce faceți? Și eu vă salut pe dumneavoastră. Membru în cadrul UCPR Argeș, dacă nu greșesc, nu? Da, mai exact la clubul 3x2 Câmpul Lung, din județul Argeș. Din informațiile mele, ce am văzut și pe net, anul ăsta porumbei la dumneavoastră în crescătorie au avut rezultate bune și foarte bune, da? E adevărat? Da, este adevărat, cu toate că a fost un an foarte greu, nu greu, foarte greu. Din spre la etapele de fund și maraton a fost un an foarte greu. Mai ales pe zona noastră, nu pot să mă pronunț pe alte zone, pe zona noastră a fost un alt greu, un an foarte greu. Pot să vă spun că, cu toate că a fost un an foarte greu, am un porumbel care a reușit să facă niște rezultate foarte bune și anul ăsta sper să-l am în primii 5 în expoziția națională. Câte puncte are? Are 24 de puncte la Mare Fund. 68 de puncte la Mare Fund 2 ani, 52 de puncte la Maraton FCI și 21 de puncte la Maraton, la Azi Maraton. Acest porumbel care și anul trecut a fost prezent în expoziția națională la Maraton, la Mare Fund. Ca și origine, ce ne puteți spune despre domnul Codruț? O să vă spun acest porumbel care a avut și încă un frate în expoziția națională anul trecut la Maraton FCI. Este un porumbel de Arden, 100% Arden. Un porumbel care mai am încă 4 frați cu ei care au făcut norme. Deci locul 1 Tocmac 800 este frate cu el. Locul 1 Tocmac în județul Argeș. Este frate cu el, frate bun. Ați rămas același crescător împătimit de concursurile lungi, nu? Da. Fond mai maraton. Prefer concursurile lungi, fond maraton. Nu mă abate la aceasta. Și sușa preferată care? Ardenul? Arden, da. Ardenul și Emil Denis. Combinat, că nu se poate altfel. 100%, orice combinație este posibilă. Pentru 2016, ce planuri v-ați făcut? Ce obiective aveți? Ce v-ați dori să obțineți? La ce categorie? Tot de la Mare Fund în sus. Mare Fund în sus, nu? Da. Am înțeles. Anul trecut am avut locul 7 fond 3 ani, anul ăsta cea mai bună categorie. Am avut și alte categorii, mi-a spus. Anul acesta sper să am mult mai bine. Cu timpul cum a stat anul ăsta? Ați avut timp suficient să vii pregătiți așa cum ați fi dorit? Timpul a fost suficient, dar vremea nu ne-a dat. Foarte capricioasă, nu? Da, foarte capricioasă și nu a reușit. Și la pui anul acesta văd că este acel. Nici canicula nu este bună, nici ploaia nu este bună. Ați început concursurile? Săptămâna asta ar trebui să fie prima etapă, nu? Nu zbună la concursuri, nu? Doar antrenăm. Păi duceți particular, privat, nu? Nu. Îi zbună cu clubul, dar fără concurs. Fără concurs. Da. Anul acesta este primul an care am renunțat la concursuri și vrem doar să antrenăm pui. Cel mai bine să nu îi îmbolnăvim. Reușim, sper să reușim. Atât timp cât am avut un sezon mai puțin reușit cu maturii, sperăm să compenseze cu pui, nu? Da, să compensăm cu pui, să avem un lot mai bun pentru anul viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, vă felicit sincer pentru munca și pasiunea pe care o depuneți și la aveți pentru porumbei. Mulțumesc. Și vă doresc mult succes în 2016. Mulțumesc foarte mult. Cu stimă, toate cele bune vă doresc. Și eu.